Salutare! Am început pregătirile pentru Fakiru RXF 44 în curând. Va fi diferit în primul și în primul rând adversarul, pentru că va fi mult mai greu meciul, și la propriu și la figurat. Eu mă antrenez foarte bine, o să încerc să-mi fac meciul cât mai ușor. Fakiru este foarte puternic, nu are 40 de ani degeaba, are 30 de ani de sport, are forță, duce la bătaie și cu siguranță o să fie un meci frumos, un meci spectaculos. Sincer, cred că va fi o luptă frumoasă. Grea, vedem dacă pentru mine sau pentru el, dar va fi o luptă spectaculoasă. În primul rând, cel mai important în cușcă este să vii antrenat, să vii montat psihic, pentru că dacă aici sus nu ești foarte copt și nu gestionezi bine situația, poți pierde doar din atât. Poți să fii cel mai bun antrenament, poți să ai o super tehnică, dar la nivel psihic, dacă nu ești pregătit, poți pierde. Oamenii vor vedea spectacol garantat. Va fi multă bătaie, va fi show, va fi adrenalină, va fi tot ce trebuie să fie într-o gală de MMA. Fakirule, pregătește-te și sus, și jos, și cum vrei tu, pentru că Georgica, cum zici tu mie, este pregătit să te bată pe 6 iunie.